Vești excelente pentru elevii care vor participa la competițiile internaționale. Dacă până în prezent beneficiau de bursă cei ce se clasau pe locurile fruntașe, potrivit unui ordin de ministru, de aceeași bursă vor beneficia și cei ce vor obține mențiuni. Potrivit Ministerului Educației Naționale, valoarea lunară a bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară, acordat diferențiat, după cum urmează. Pentru locul întâi, cuantumul lunar al Bursei de Merit Olimpic Internațional reprezintă echivalentul a 100% din salariul de bază minim brut pe țară. Pentru locul al doilea, reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară. Pentru locul al treilea, cuantumul lunar al Bursei reprezintă echivalentul a 50%, iar pentru mențiune, cuantumul lunar al Bursei reprezintă echivalentul a 25%. Ministerul Educației Naționale reamintește că în prezent cuantumul maxim al Bursei este de 1900 de lei, reprezentând 100% din cuantumul salariului de bază minim brut pe țară, comparativ cu 1450 de lei în anul 2017, ceea ce înseamnă o creștere de peste 30%.